A fost ieri, într-adevăr, o zi puțin mai interesantă, să spun așa eufemistic. Au fost câteva declarații ale președintelui. Da. Acum, asta nu înseamnă că nu se va întâmpla rotativa și nu înseamnă că nu domnul Ciolacu va fi viitorul, va fi premierul României. Este posibil ca aceste declarații, prin aceste declarații, președintele și PNL să încerce să își creeze o poziție de negociere în discuțiile cu PSD, pentru că știm că acum începe marea ciolăniadă, marea bătălie pe posturi, ce miniștri îmi ții tu, ce miniștri îmi dai afară. De fapt, mie mi se pare mai degrabă o continuare a declarațiilor domnului Ciolacu, care spune că va evalua dumnealui și cu un ochi foarte critic performanța miniștrilor și va decide cine rămâne în guvernul lui. Eu așa citesc declarația de ieri a președintelui, este o replică la ceea ce spune domnul Ciolacu și cumva președintele îi spune, ok, dacă tu îți arăți aceste arme, avem și noi armele noastre. Și până la urmă, numirea premierului stă un pic sub președintelui.